ziua, mă numesc Constantin Cristi, am 24 de ani, activez în clubul Real Bradu, concurez porumbei din anul 2014, începând din sezonul cu pui. Prima oară am activat în cadrul Uniunii Columbofile Profesioniste, iar din anul 2018, de toamna, am făcut pasul către FNCPR. Pot spune că am fost norocos. Am avut niște rezultate de-a lungul timpului bune, au fost și am buni și am mai puțin buni, dar per ansamblu sunt mulțumit. La rezultate aș putea enumera în 2017 am avut un porumbel în lotul național, în 2018 iar în lotul național la UCP, de mai multe ori pe podiumul național, am obținut titlul de maestru al sportului columbofil, probabil cel mai tânăr la acea vreme din România, sau poate și acum, nu știu. În anul 2020, în cadrul FNCPR, am ieșit dublu campion național și locul 3 național, viteză palmares, locul 1 național AS, locul 1 național AS palmares. Porumbelul a fost prezent în Olimpiada de anul trecut de la Oradea. Ca rezultate pot spune că a fost ok. Anul acesta am un porumbel care în sezonul ce tocmai s-a terminat cu puii are 2 locuri de 1 și un loc de 3, iar la norma olimpică, norma F, a încheiat cu un punctaj de 1,68 și sper să se încadreze în lotul național pentru participarea la Cupa Europei. Ca și categorii, pot spune că îmi plac toate categoriile. Îmi place să-mi concurez porumbei de la 100 până la 1100. Cele mai bune rezultate le-am avut la categoria 1 și a 2. Ca și porumbei pentru aceste categorii, am achiziționat porumbei din toți marii campionii țării sau din reproducători. Ca și porumbei de viteză de mi-fond mi-am achiziționat în mare parte, proporție de 60-70%, de la bunul meu prieten Silviu Glodeanu. În rest, am luat unde am auzit sau am văzut un campion, un reproducător, am încercat să achiziționez fiu direct din acel campion sau din acel reproducător. Am achiziționat de la domnul Cosmin Olteanu fiu din 4-4, de la domnul Matei Romulus fică din Gentleman și așa mai departe. Cam de la toți crescătorii de viteză de mifond care mi s-au părut că au rezultate bune și cu care m-am înțeles. Pentru categoria viteză de mifond, eu personal prefer porumbei cu o săptură puternică, să aibă o formă de pară, ca o picătură, o picătură de apă în cădere liberă. Un penaj bun, o vitalitate cât se poate de bună, o musculatură elastică. Ca hrană pot spune că am încercat diferite firme. Versele Laga, Jerry, Champions, Van Robayes, V29, Byers, Gabi Van Drabel, Sportlight, Dietă. Eu îi dau o importanță mai mare modului în care simțim porumbelul să-l hrănim. Nu cred neapărat că dacă folosim un anumit fel de mâncare e greșit față de colegul care folosește alt tip de mâncare. Important e ca fiecare crescător să își facă un sistem al lui, să simtă porumbelul de ce are nevoie. La o etapă cu vânt din față, cum trebuie alimentat, la o etapă cu vânt din spate. Mai important, pentru mine, mai important este cantitatea care o dăm porumbeilor. Îmi concurez porumbeii prin metoda văduviei, atât femelele cât și masculii. Aici consider că fiecare porumbel se motivează în felul lui. Am avut porumbelul olimpic, îi plăcea să-i arăt femela înainte de îmbarcare, să-l las cu femela 5-10 minute. Alt porumbel de a fost vicecampion național pe Uniune,
nu-i plăcea să-i arăt femela. Când îi arătam femela, nu venea bine. Acum fiecare crescător și în felul în care îl simte. Nu e ceva stabilit dinainte că trebuie să facă așa. Dacă porumbelul îi place și îl simt că trebuie să-i arăt femela, îi arăt femela. Dacă îi arăt femela la o etapă și nu vine bine, următoarea etapă încerc să nu-i arăt femela, să vedem dacă el se pretează așa. Fiecare porumbel în felul lui, eu așa consider. Îmi văduvesc porumbeii cu 2 săptămâni înainte de prima etapă. La prima etapă îmi propun ca să ajung să am minim 10-12 antrenamente. Totul e cu precizie de ceas. Stabilesc ora la care le dau drumul, ora la care închid. Fiecare porumbel iese la o anumită oră stabilită. Nu mă bat de la ora la care mi-am propus să le dau drumul afară să îi antrenez. Îi duc între etape de 2 ori la antrenamente, de 30-60 de kilometri în funcție de cum îi simt pe ei. Îmi antrenez porumbeii o singură dată pe zi dimineața. În alți ani am mai antrenat și seara, dar din cauza firelor care le am deasupra crescătorii, am observat că seara porumbeii mi se accidentează și nu mi-am mai antrenat, nu le-am mai dat drumul seara. Îmi selectez porumbeii prin metoda coșului, mi se pare cea mai bună metodă pentru a vedea cu valoarea porumbelului, dar în schimb îmi plac pui care se nasc sănătoși, viguroși, plini de vitalitate. Ouăle care nu sunt poroase, trebuie să fie ou lucios, puiul să aibă o plecare bună și o sănătate de fier. Nu-mi plac porumbeii care se îmbolnăvesc, mai ales pui. Ca și porumbei, 70% din porumbei sunt de la prietenul meu, Silviu Glodeanu. Baza crescătoriei o constituie porumbeii lui Silviu Glodeanu. Dar am achiziționat și din alți campioni ai țării, de la domnul Stelian Dumitran, de la domnul Cosmin Olteanu, Matei Romulus, pe unde am văzut câte un porumbel reprezentativ pentru acea crescătorie și am văzut metoda prin care își concurează domnii porumbei, m-am dus și mi-am achiziționat și eu de acolo. Ca perechi la matcă dețin 20 de perechi, 10 perechi viteză demi-fond, 10 perechi demi-fond-fond, să le spun așa, porumbei care cred eu că se pot descurca și pe distanță mai lungă. La reproducție unui porumbel îi dau maxim 3 ani, adică 3 sezoane de reproducție. Dacă în 3 ani reușesc să reproduc din acel exemplar 10, 12, 14 pui și unul din ei nu îmi confirmă valoarea cel puțin de nivel județean, acel porumbel va fi eliminat. Las alți tineri să ia locul, deoarece timpul este scurt, costă foarte mult bani și nu are rost să continuăm cu niște porumbei care i-am verificat 2-3 ani, nu s-au încadrat cerințelor mele și am considerat că trebuie să eliminați. Pot spune că pentru zbor am folosit încrucișarea. Dar dacă mi-am dorit să opresc dintr-un anumit exemplar, gen porumbel campion național, am procedat la o consanguinizare, gen tată-nepoată, tată-fică, doi frați între ei, dacă chiar am vrut să conserv calitățile acelui exemplar. Părerea mea personală pentru zbor mai indicat este să folosim încrucișarea, deoarece prin consanguinizare scădem vitalitatea porumbelului, iar prin încrucișare creștem vitalitatea. După părerea mea, o crescătorie nu este bună neapărat că e frumoasă. Bine, o crescătorie bună este o crescătorie care, cum știm toți, care au dat campioni sau porumbei buni. Personal îmi plac crescătoriile foarte bine aerisite, cu un volum mare de aer, dar aerul să intre ușor în crescătorii, nu frontal. Am observat că dacă aerul intră direct, ai probleme cu ornitoza, cu respirația. Eu mi-am făcut crescătoria în așa fel încât aerul să intre pe jos, să-l consume porumbeii și după ce îl consumă
să se ridice în pod și să de acolo să fie preluat. Am o turbină pe crescătorie care întrage aer. Din porumbelul cu seria 015-5490 din anul 2022, porumbel care în anul precedent cu pui mi-a adus mari satisfacții columbofile, obținând două locuri de 1 și un loc de 3. Loc 1 din 3700 de porumbei, loc 1 din 2900 de porumbei și iar un loc 3 din 2900 de porumbei. Porumbelul a realizat la norma olimpică, norma F, un punctaj de 1,68 sutim și este un porumbel tare drag mie, este un porumbel ca sânge. Mama este de la domnul Cosmin Olteanu, pe linia celebrei 484, iar tatăl este de la bunul meu prieten Dragoș Chirițescu, dintr-un mascul, fiu din Klitschko, al domnului Bejan Alin, care în anul 2018 a participat la Cupa Europei, locul 1 național viteză, locul 2 național viteză palmares, locul 3 as. Împerecheat cu o femelă adusă de domnul Dragoș Chirițescu de la un neamț Franz Schlemtrings, fiică din Olympic Von și nepoată d'Îngritoan. Sora lui a realizat și ea de asemenea 2 puncte 39, tot la norma olimpică, norma F. Vă prezint porumbelul cu seria 154-047 de 2018, porumbelul care mi-a adus cele mai mari satisfacții columbofile, dublu campion național, locul 3 național și gradul maxim care îl cred eu, participarea la Marea Olimpiadă. Este un porumbel reprodus de domnul Silviu Glodeanu. A fost concurat în anul 2019 și anul 2020. Ca sânge este în proporție de 75% Janssen. Bunicii pe partea tatălui fiind de la Piedmanders, iar bunica Andreea Zdrapa. Mama este adusă de Silviu din crescătoria fraților Pou. O prezint femela cu seria 135-1544 de 2022, care în anul precedent cu pui a încheiat la norma olimpică, norma F, 2.39. Ea este soră de cuib cu 15.490. Este o femelă dragă mie, care ca și valoare nu pot spune că este diferită de fratele ei, deoarece la cele trei concursuri au sosit în același timp. Diferența de punctaj au făcut-o doar intrările. Este tot din masculul de la prietenul meu Dragoș Chirițescu și femela pe linia lui 4-4 de la domnul Cosmin Olteanu. O femelă în care am mare încredere în viitor. Vă prezint porumbelul cu seria 680-543 din anul 2019, o femelă originală Simion Emil plus Telian Dumitran, o femelă care din anul 2020 până în anul 2022 a fost prezentă în fiecare an pe podiumul județean. A fost locul 1 județean Aspid Tineret, locul 3 județean Viteză Tineret, locul 2 județean, viteză palmares 2 ani, locul 2 județean, iar anul acesta viteză palmares 2 ani, locul 1 județean, viteză palmares 3 ani. Este o femelă cu mai multe victorii în lansare. Locul 3 din 17.000, locul 2 din 4.000 și așa mai departe. Are o serie de victorii. Vă prezint porumbelul cu seria 680-147 de 2019, o femelă originală Simion Emil plus Telian Dumitran, mai exact o fică din celebrul reproducător Pașu,
Pașul Bătrân, cum este cunoscut. Ea este mama mai multor porumbei cu rezultate la mine în crescătorie, atât câștigători de etape, cât și porumbei care au realizat norme de top 10 județean. Și este o femelă care în viitor sper să-mi aducă mari satisfacții. Vă prezint porumbelul cu seria 164 8576 Olanda 2019, un porumbel original Dragoș Chirițescu, fiu din Clicco, porumbel concurat de domnul Bejan Alin, care a ieșit campion național 2018 viteză an, vicecampion național viteză palmares, locul 3 național Aspid. Acel porumbel pus la pereche cu o fică din Olympic Von, locul 7 Olimpiada Bruxelles a domnului Franz Lemtrings, a rezultat acest porumbel, care este tatăl porumbelului care mi-a îndeplinit norma F cu 1.68 și tatăl femelei cu seria 544, care are 2.39 norma F. Este primul an în care a reprodus în crescătoria mea. Și este un porumbel tare drag mie. Vă prezint femela 021463 de 2021, o femelă originală Cosmin Olteanu, pe linia celebrei 4-4 pe linia tatălui, iar pe linia mamei, mama este o originală Rudy Van Rett, pe linia celebrului Kittel. Este o femelă care anul acesta a reprodus porumbelul cu norma F 1.68, tot ea este mama celuilalt pui care a îndeplinit 2.39 norma F.